Sorana Cârstea a urcat pe locul 41 în lume. Performanța de la Miami, unde a ajuns în semifinale, a ajutat-o să urce 33 de poziții în topul mondial. Sorana Cârstea s-a întors în țară după ce a uimit America și se pregătește de petrecere. Va împlini 33 de ani. Am un gust amar legat de semifinală pentru că simțeam că pot mai mult, însă asta este, învăț din greșel și sper eu de acum înainte să pot să mențin acest nivel de tenis. Sorana îi datorează ascensiunea din acest an noului ei antrenor din Suedia. Mereu am avut un potențial uriaș, însă poate uneori lucrurile erau destul de dezordonate, iar el a aranjat acest pază. Simt că există o chimie specială. Sorana face paștele acasă înaintea turneelor pe zgură. Ea vrea să dea lovitura la Roland Garros, unde în 2009 a ajuns până în sferturi. Ce-ai dori, să zicem, pe termen scurt? O clasare în top 10 sau un titlu de Grand Slam? Nu o să mai spun cu voce tare, pentru că eu am obiectivele mele.